Am rugat Ministerul de Interne să facă o anchetă pe acest caz și dacă se adeverește, atunci să ia măsuri în limitele legii. Potrivit Asociației Obștești contra Corupției, care ar fi intrat în posesia unor acte, Inspectoratul Național de Patrulare ar încerca să rețină 217 mașini cu numere de înmatriculare false. Una dintre acestea ar fi mașina șefului adjunct al IGP, Gheorghe Cafcaliu, care de fapt ar fi înmatriculată cu alte numere decât cele pe care le are acum. Numerele de înmatriculare GLAK703 sunt instalate pe autoturismul de model Mercedes-E, care este proprietatea șefului IGP, Gheorghe Cafcaliu. De fapt, acest autoturism are numărul de înmatriculare GENY999. Ne întrebăm în baza căror permisiuni și de cine eliberate șeful adjunct a folosit numărul de înmatriculare fals. Contactat de ProTV, șeful IGP a declarat că plăcuțele nu sunt false și au fost eliberate chiar de către Ministerul Tehnologiilor Informaționale, pentru a-l proteja în perioada în care atât el cât și familia sa era sub protecția statului, fiind amenințată cu moartea. În aceeași sesizare este menționat că o altă angajată al IGP ar circula tot cu numere de înmatriculare false. Șeful inspectoratului însă susține că aceasta nu a avut niciodată un automobil. Mâine, ministrul de interne Oleg Balan urmează să facă o conferință de presă, în cadrul căreia răspunde la toate întrebările.